Au fost desemnați cei doi candidați pentru postul vacant de episcop al Maramureșului și Sătmarului. Preasfințitul părinte Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, și părintele arhimandrit Timotei Bel, exarhul mănăstirilor din eparhie, sunt cele două propuneri ale sinodului mitropolitan al mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Acestea au fost prezentate astăzi spre consultare adunării eparhiale a episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Candidații au fost aleși prin vot secret de Sinodul Mitropolitan reunit în ședință de lucru în după-amiaza zilei de ieri, la reședința mitropolitană din Cluj-Napoca sub președinția înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei. Lista cu numele celor doi candidați a fost prezentată astăzi în ședința specială de consultare cu adunarea eparhială a episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Întrunirea a avut loc în sala episcop Nicolae Ivan a centrului mitropolitan. Înainte de a ne consulta cu frățiile voastre, s-a întrunit sinodul mitropolitan care, dintr-o listă de episcopi eligibili pe care am primit-o de la Cancelaria Sfântului Sinod, listă de episcopi eligibili la care s-a mai adăugat un arhimandrit din eparhia dumneavoastră, este vorba de părintele Timotei Bel, starețul mănăstirii Scărișoara Nouă și exarhul mănăstirilor din eparhie. Din această listă extinsă s-a procedat la votul secret. Prin vot secret a desemnat doi candidați pentru alegerile de la București. Și e vorba de preasfințitul Iustin, arhiereul vicar al Episcopiei Române a Maramureșului și Sătmarului, și e vorba de preacuviosul arhimandrit Timotei Bel, starețul mănăstirii Scărișoara și exarhul mănăstirilor din eparhia Maramureșului și Sătmarului. Și cu cele două propuneri s-a făcut un proces verbal care după ședința de astăzi va fi înaintat Sfântului Sinod. La ședința de consultare au participat și membrii Adunării Naționale Bisericești din partea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, precum și reprezentanții școlilor teologice din Episcopie. Cei doi candidați îndeplinesc toate condițiile statutare pentru a candida și vor participa la întrunirea Sfântului Sinod, ce va avea loc săptămâna viitoare la București, când va fi ales noul episcop al Maramureșului și Sătmarului.